Bună și bine m-am regăsit. După cum puteți observa din imagine, am două cutii. Da, a venit curierul mai devreme cu aceste două cutii de la Oriflame. Am mai plasat două comenzi, una de pe contul meu, una de pe contul mamei. Am înscris-o pe ea la mine și o să vă arăt ce anume am comandat. De ce anume am plasat aceste comenzi? Sunt niște comenzi micuțe, nu sunt foarte mari, pentru că săptămâna trecută, într-una din zile, a apărut o notificare foarte rapidă în care puteai să câștigi un premiu. Adică cu 2 lei jumate puteai să câștigi ceva. Este o sumă modică, nici măcar o cafea nu costă 2 lei jumate și am zis ok, hai să vedem ce va ieși. Și acum o să vă prezint produsele pe care le-am luat și ce am câștigat. Sper să fie ceva drăguț și util, în primul rând. Da? Acum să desfacem prima cutie. Așa. Și am luat așa. Acest parfum care s-a relansat, Jordan Eagle, nu o să-l desfac pentru că vreau să-l fac cadou, dar cred că toată lumea îl cunoaște și știe cum miroase. Miroase foarte frumos. Am luat unul singur, nu am profitat de acea promoție să iau două parfumuri sau ceva de genul. Vreau să-l fac cadou de Crăciun. Da? Bun. Odată acesta. Apoi am găsit un set foarte bun. Undeva la 35 de lei a fost acest set. Cu reducerea mea de consultant, vă dați seama că am dat mult mai puțin. Și este vorba despre acest set și anume cremă de duș, cremă de mâini și acest săpun solid de la Milk & Honey. Toate produsele 35 de lei. Cu reducerea mea de consultant, cred că am dat undeva la 27-25, ceva de genul. Un preț foarte bun pentru produsele astea. Sunt super calitative. În cazul în care nu le-ați încercat, vă recomand din suflet Milk & Honey. Este foarte, foarte bun ca și produs. Iar aici am luat acest scrub sau exfoliant, cum vreți să-i spuneți voi, pentru mâini. Este un exfoliant foarte bun, am înlocuit taxa de transport și de curierat. Aici imediat să vă arăt. Scuze dacă fac zgomot. Am luat niște ochelari și anume aceștia. Sunt foarte frumoși. Uitați cum arată. Au un etui. Așa. Eu mai am ochelari de la ei, dar mi-au scăpat pe jos și i-am stricat, în fine. Așa arată. Uitați cât de frumoși sunt. Ia să văd dacă îmi vin. Îmi vin foarte bine. Da, am dat pe ei vreo 40 de lei, cam așa ceva. Un preț foarte bun. Și eu zic că au meritat din plin prețul. E un preț destul de mic. Și uitați, așa arată. Asta era punga în care veniseră, ca idee. Bineînțeles că am primit și catalogul pe care oricum îl aveam deja. Catalogul următor, adică 14. Iar aici am primit un kit. Nu știu ceva. Să verific care este treaba cu acest. Deci am primit aici o mostră de la gama aceasta Avont. După care, aici dacă vreau să-mi scriu pe cineva, și-am mai primit două mostre sau ceva de genul. Așa. O mostră de parfum All or Nothing. Aceasta. Și o altă mostră de parfum de la Ascendant, ceva de genul ăsta. Bun, nu știu cum miros, o să verific după aceea. Iar aici așa este programul următor, da? De recompensare sau cum îi spun ei, trebuie să programul de loialitate C14 C1. Așa. Iar aici
A, dacă înscrii două persoane, 4, 8, 10 și așa mai departe, programul de loialitate. Iar aceasta este crema pe care eu am primit-o cadou de la ei. Este un scrub pentru picioare. Deci asta am primit ca și cadou, ca idee. Bun, hai să vedem în cealaltă cutie ce avem în aceasta. Ok. Bun, și o să iau cutia așa pentru că trebuie să văd exact ce am aici. Bun. Am luat mai multe măști de la Royal Velvet pentru că vreau să le fac cadou. Sunt niște măști tip șervețel, nu le-am mai luat până acum, dar vreau să le fac cadou tot așa de sărbători și am zis să le iau din timp. Aveau un preț foarte, foarte bun, un preț foarte mic și de aceea le-am și luat. Așa arată, sunt mai multe. Ok, după care am luat două produse din gama Urban Gold, din gama Optimals și avem așa o cremă de față, am avut mostră la ea, este cu SPF 25, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a potrivit, iar aici cred că este un spray de față, dacă nu mă înșel, da, acesta, de-abia aștept să-l încerc. Gel de spălat fața am, deci nu am nevoie. Așa, după care am înlocuit taxa de transport, bineînțeles, cu acest scrub care este de mâini, ca și mai devreme. Iar aici am luat o cremă pentru zona ochilor, care este din gama Optimals Hydra Radiance. Și care arată în felul acesta. Aveam nevoie de cremă de ochi pentru că nu mai am, o să mi se termine în curând crema mea. Și se pare că am primit un cadou din gama Oncolor, o din aceasta, da? Pe care am dat 2 lei și jumătate. Da, cred că o să fac cadou, că eu nu prea folosesc așa ceva. Iar aici am mai luat ceva foarte drăguț. Un organizator pentru bijuterii. Uitați ce cutie frumoasă are. O să vă arăt acum exact cum arată. Bineînțeles că am primit cataloagele, programul de loialitate, în fine, n-are rost să vă mai arăt că se repetă. Eu, deci am dat comenzile, mă gândeam că poate câștig vreun telefon, dar se pare că nu. Nu știu exact cum se folosește. A, așa, ia uitați. Ce mișto! Și aici se pot pune bijuterii pe fiecare din asta. Și aici se desface, are și o oglindă. Cred că puteți observa aici în mâna mea. Și uitați ce frumos arată. Taram! Deci sunt patru, un nivel, două, trei, patru. Da. E ca o scară circulară, ca să spunem așa. Foarte mișto arată. Mi se pare o idee foarte bună să spui bijuteriile. Și chiar o să vă prezint un clip, dacă vreți, cu felul în care eu îmi organizez bijuteriile, pentru că am bijuterii care sunt placate cu aur de la Oriflame, pe care le-ați văzut deja, vreo două seturi am. Și mai am niște bijuterii care sunt așa, niște gablonțuri, în fine, nimic important, dar o să vă arăt cum le-am așezat și unde anume. Bun, sper că v-a plăcut acest unboxing. O să vă mai arăt încă o dată cadourile pe care le-am câștigat. Și anume, acest scrub pentru picioare, iar această cremă din gama, această ojă, mă scuzați, din gama Oncolor. Pe fiecare am dat 2 lei și jumătate. Eu zic că a meritat. Bine, oja asta nu știu dacă... E o culoare destul de potrivită pentru toamnă, s-ar putea să o păstrez. Iar aici este un scrub pentru picioare. Cred că o să-l fac cadou, cred că o să-l dau mamei mele, să vedem. Bun, sper că v-a plăcut acest unboxing, nu vă mai rețin. Să-mi spuneți dacă vi se pare o idee bună cu acel clip pe care mă gândeam să-l fac, acum aveam ideea cum îmi organizez eu bijuteriile. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă invit să vă abonați. Nu uitați să dați și un click pe acel clopoțel pentru notificări viitoare. Iar eu vă aștept în clipul următor. Aveți grijă de voi! Pa, pa!